Emisiune susținută de Dermavital. Cu toții știm cât de neplăcută este durerea, fie ea acută sau cronică. Durerea este semnalul de alarmă pe care ni-l dă organismul atunci când ceva nu este în regulă. În mod spontan, apelăm la medicamente, iar atunci când nu obținem efectul scontat, mărim doza, fără să ne mai gândim la efectele secundare. Haideți însă să aflăm care este ajutorul pe care ni-l poate oferi medicina energoinformațională. Durerea este un strigăt de ajutor al organismului și, așa cum știm, există dureri acute și dureri cronice. Medicina alternativă propune o serie întreagă de tratamente pentru ameliorarea durerilor, care pot să fie extrem de utile, mai ales celor care se confruntă cu dureri cronice. Sigur că durerea întâi este acută și când avem o durere, marea parte și în general, omul ar vrea cât mai repede să scape de ea și se ia probabil la nevoie primul medicament la care ne duce gândul, dar durerile se și cronicizează și pentru terapeuți problema durerilor cronice este o problemă. În cazul durerilor cronice este o limbă străină foarte complexă și foarte greu de descifrat. Pentru că durerile cronice sunt durerile care durează mai mult de 6 luni sau dureri care cam de 15, în 15 zile dintr-o lună se repetă. Aceste dureri nu au o singură cauză, au cauze multiple. Și atunci, desigur că este într-adevăr o provocare pentru terapeuți și mai ales în domeniul nostru. Noi vom vorbi despre metode moderne de tratare a durerilor din punctul de vedere al medicinei energoinformaționale. Pacienții care vin la noi cu dureri sunt în general pacienți care au luat și foarte multe medicamente. Este normal pentru că omul când are dureri ia ceva. În cazul durerilor cronice și atunci când pacientul de cel mai multe ori apelează la medicina complementară, are deja un semnal că nu mai suportă medicamentația și, în general, mucoasa stomacală începe să-i facă probleme sau începe să-și pună problema, ok, am fost diagnosticat cu dureri cronice, dureri care probabil nu voi scăpa niciodată de ele, va trebui să iau în permanență medicamente, dar ce altă soluție mai există? Atunci când simțim o durere, știm că trebuie să ne protejăm, că trebuie să facem ceva rapid pentru a avea grijă de sănătatea și de viața noastră. Durerea este practic o reacție fiziologică a organismului pe care creierul nostru o încadrează ca ceva foarte periculos pentru organism. Sunt situații în care frica de durere, și aici vorbim mult despre durerile cronice, frica de durere poate provoca durere. Este interesant de știut că și durerile sufletești ne afectează corpul fizic și se pare că în timp chiar ne pot îmbolnăvi. Inclusiv durerile sufletești sunt cercetări care ne arată foarte clar că aceleași areale ale creierului sunt active, că este o durere acută, că este o durere cronică sau este o durere sufletească. Terapiile complementare acționează complex asupra întregului corp, readucându-l în echilibru, deblocându-l energetic, iar tratamentele adecvate pot ameliora semnificativ durerile. Iată care sunt durerile cel mai des întâlnite de terapeuți. Durerile de coate, durerile de umeri, durerile lombare, durerile de coloană, durerile de stomac, dureri de genunchi foarte mult, dureri de șolduri, dureri de picioare, dureri de cap, foarte des chiar și copii. Cauzele durerilor nu sunt de fiecare dată foarte clare. Mai mult, pot să existe cauze multiple sau ascunse. Pacienții ne spun foarte des, m-am diagnosticat, mi s-au spus problemele care ar putea fi cauza, nu s-a stabilit nimic concret și de cele mai multe ori sunt pacienți care nu au justificare în intensitatea durerii pe care o suportă. Sunt etichetați ipohondrici și marea parte sunt trimiși spre psihoterapeuți pentru că, într-adevăr, nu se găsește nicio cauză. Aceste persoane au durerea pentru că omul simte durerea. Noi o putem trata energetic. Există însă și dureri pe care le-am putea cataloga drept misterioase. De exemplu, mulți dintre cei cărora le lipsește un membru resimt o durere a acestuia. Creierul se pare că păstrează o proiecție a membrului amputat, iar aceste dureri pot să fie foarte puternice și să-și poată găsi rezolvarea în viitor,
doar după studii și cercetări mult mai complexe. Am avut un străbunic care a luptat în primul război mondial pe frontul din Italia. A fost rănit, i s-a tăiat un picior și după 10 de ani îl durea piciorul pe care nu-l mai avea. Deci, aceasta este durere fantomă, așa se numită de medicina clasică, noi nu o numim așa, în domeniul medicinii complementare, pentru că un organ îndepărtat din organismul nostru încă emite informație energetică. Acolo a fost amputat piciorul, este un exemplu foarte bun și des se întâmplă, pacientul are efectiv dureri, pentru că acolo, pe locul unde s-a făcut amputarea, a rămas o cicatrice și acea cicatrice produce un blocaj. Și acel blocaj produce dureri, efectiv produce dureri. A numit durere fantomă, nu găseau altă denumire, pentru că neavând organul, cum să ai durerea? Pe medicina clasică totul merge, trebuie să se, ca într-un pas, să le se potrivească. Vedeți, între cer și pământ sunt totuși multe lucruri care sunt încă inexplicabile. Viu recent de la o specializare din Germania, săptămâna trecută am fost unde împreună, pentru că aceste specializări se țin de obicei împreună cu foarte mulți din medicina clasică care au interes pentru medicina complementară și lucrează efectiv cu metodele care lucrăm noi în medicina energoinformațională cu biorezonanța Bicom Optima. În toată activitatea noastră, punctul forte este deblocarea blocajului de pe organul care are probleme. Că este durere sau este o altă problemă de sănătate, asta este informația pe care ne-o dă corpul nostru în timpul terapiei, în aparat, care nu este altceva decât un computer de analiză energetică. Trebuie să știm că modul în care resimțim durerea este ceva foarte personal, diferit de la individ la individ. Sunt persoane care durează mult până simt durerea, sunt persoane care numai dacă le atingi, sunt persoane care numai dacă le fac deja contactul cu legăturile pentru a lucra, deja ori prea rece, ori poate ai fost puțin mai grăbit și îl are impresia că îl doare în ghilimele. Dar, într-adevăr, durerea în sine, o durere de dinți, o durere de cap, o durere cervicală, o durere de urechi, orice gen de durere poate fi de 3, 4, 5 persoane aceeași durere simțită cu totul altfel. O persoană urlă ca din gură de șarpe, alta strânge din dinți pentru că are durere foarte mare și alta încă poate să stea la serviciu să lucreze și fiecare o simțim în felul lui. Deci sunt persoane mai puțin sensibile la durere și sunt persoane foarte sensibile la durere. Și dacă se duc la coafor și puțin coafeza sau frizorul le trage un fir de păr, deja au dureri și spun. Sau spune, nu mă mai duc la persoana respectivă că mă trage de păr. Se duce o altă persoană și nu știu, pe mine nu mă trage niciodată de păr. Este ceva foarte personal. Deci durerea este ceva personal. Există însă și situații în care se întâmplă să nu simțim durerea imediat. De exemplu, în cazul accidentelor nu foarte grave. În primul rând, ești foarte speriat și organismul nostru este un contabil excepțional. El, în orice situație critică sau la limită în care ne aflăm, el întâi găsește soluția care să ne facă să supraviețuim. Și pe urmă vine cu celelalte care nu sunt cele mai importante, chiar dacă durerea e acolo, în momentul în care te-ai speriat de ceva sau ai asistat la un accident sau ești implicat într-un accident sau ești undeva la o limită de ceva, organismul, în primul rând, energetic, încearcă să te aducă în echilibru. Aici cel mai mare efort pe care îl face organismul nostru este să ne aducă energetic într-un echilibru și de real ajutor ar fi aici picăturile de urgență de la doctorul Bach, care acum 70 de ani de la terapia florală a spus, sunt pentru omul viitorului, un om stresat, un om tracasat, un om care are nevoie mereu de reechilibrări energetice. Și după ce ne-am reechilibrat energetic, deci am trecut de primul șoc, să zic așa, după aia începem să simțim durerea și așa mai departe. De asta, des auzi după un accident, nu mă doare nimic, nu lăsați-mă plec, eu nu, poate nu, vorbim nu de un accident foarte grav. Nu mă doare nimic, eu pot să plec, mă ridic. Nu este totdeauna de recomandat să facem treaba asta, pentru că mergând după un sfert de oră, după maxim o jumătate de oră, pot să pici undeva și acolo poate nu mai ai persoanele care ți-ar putea da ajutorul de specialitate de care
ai nevoie. Studii extrem de serioase arată că durerea este utilă. O mică lovitură, de exemplu, ne face mai atenți, mai vigilenți. Durerea având un scop important din acest punct de vedere. Oamenii de știință care au realizat studii despre durere pe diferite specii consideră că aceasta mărește șansele de supraviețuire, având un scop important din perspectiva evoluției. Eu consider că durerea este cel mai mare profesor al nostru, pentru că durerea este un semnal de alarmă care ne arată că ceva trebuie schimbat în comportamentul nostru, în alimentația noastră, în felul nostru de a fi. Indiferent, ori că luăm medicamente prea multe, ori că într-o poziție greșită ne ținem organismul sau mereu ceva care se repetă. Deci asta este foarte important, să luăm durerea în serios. Durerea este o șansă pentru noi să schimbăm ceva, pentru că sunt într-adevăr și organe care nu dor și care ne trezim că ne dau probleme când deja este prea târziu. Dar atunci când ne confruntăm în mod repetat cu dureri, nu trebuie să pierdem din vedere și rolul extrem de important pe care îl pot avea terapiile complementare în ameliorarea durerilor, în special rolul medicinei energoinformaționale, care îmbină medicina tradițională cu cercetările moderne. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Derma Vital.